Neața tuturor, vă propun să scăpăm de suvenirurile lăsate pe chipul nostru de sezonul rece și să aducem pe pielea noastră mărțișoare care hidratează. Cum facem aceste lucruri, discutăm cu Diana Baicu, beauty specialist. Bună dimineața! Bună dimineața! Atunci când se schimbă sezoanele, avem nevoie de un tratament de detoxifiere a pielii. Cum ne dăm seama că este necesar un asemenea tratament? Pielea noastră pur și simplu nu mai reacționează la produsele pe care le aplicam înainte, la tratamentele pe care le făceam înainte. Are o mină ternă, adică este lipsită de strălucire, este mată, pur și simplu nu mai arătăm bine. Asta ne arată că trebuie să facem ceva. Și cel mai potrivit este un tratament de detoxifiere al pielii. Aceste tratamente implică întotdeauna trei etape. În prima etapă trebuie să scăpăm de celulele moarte de la suprafața pielii, deci trebuie să facem un peeling. Fie manual, folosind diverse tipuri de produse, fie un peeling cu aparate. După aceea trebuie să eliminăm toxinele, adică trebuie să folosim diverse produse, fie măști, fie serumuri, care absorb toxinele și le elimină. Dar nu este suficient. Trebuie să facem întotdeauna și a treia etapă, care aduce sau readuce energie la nivelul celulelor și le reoxigenează. Iată un concept nou, acesta de detoxifiere a pielii. Putem să scăpăm în acest fel și de mesele grase din timpul iernii, de vântul care a lăsat urme pe chipul nostru, sau nu mai putem să facem aceste lucruri doar cu tratamentele obișnuite? Da, aceste tratamente de detoxifiere se fac atunci când este vorba de poluare și când vorbim de poluare, vorbim atât de poluarea externă cât și de poluarea domestică, pentru că în special pe timpul iernii stăm în spații închise unde avem aer condiționat, toate acestea duc la o intoxicare a pielii. După aceea vorbim despre alimentație, așa cum ai spus, pe timpul iernii ne alimentăm de obicei diferit, mâncăm alimente mai grase, folosim sau mâncăm mai puține vegetale și da, aceste tratamente sunt absolut necesare atunci când se schimbă anotimpul, dar nu numai. Când pielea noastră nu mai arată bine, întotdeauna recurgem la ele. Putem să facem un singur tratament și după aceea revenim la produsele noastre obișnuite sau dacă este vorba despre o situație mai severă, atunci putem să facem două sau trei tratamente sub formă de cură. Detoxul acesta al pielii este ajutat și de alimentație. Spuneam că alimentația din sezonul rece ne dăunează, dar putem să venim și cu ceva în plus ca să ne înfrumusețăm pielea? Sigur că da. Alimentația este foarte importantă și dacă trecem la alimentația de primăvară, adică introducem mai multe fructe, mai multe vegetale în alimentația noastră, ne va ajuta. De foarte important să folosim acasă tot timpul produse care să oxigeneze pielea și care să redea energie, adică produse care să conțină ATP, actinergină, sunt ingredientele cele mai în vogă în momentul de față și care tocmai asta fac, redau energia pielii și o reoxigenează. Iată, vorbim de detox, hidratare, exfoliere, putem să ne și înțepăm pentru că vorbim de mărțișor aplicat pielii? Sigur că da, putem să facem și injecții de revitalizare sau putem să facem, să folosim diverse filere, dar asta nu va rezolva problema detoxifierii. Indiferent ce am face, dacă vrem să arătăm într-adevăr bine, să avem o piele strălucitoare, hidratată, trebuie să recurgem la tratamentele de detox, unul singur sau mai mult, așa cum am spus anterior, și după aceea putem să facem injecții, putem să facem orice tip de tratament ne dorim. Mulțumim tare mult, Diana. Iată sfaturi prețioase despre cum putem să avem o piele strălucitoare acum primăvara, dacă vrem să scăpăm de celulele moarte pe care le-am acumulat la nivelul pielii în sezonul rece, neapărat, doamnelor, detoxifiere, exfoliere, hidratare și apoi venim cu mărțișoarele care înțeapă și care ne aduc ceva mai multă tinerețe. Mulțumim tare mult pentru precizare.